Noi avem în momentul de față o expertiză făcută ca și valoare pe spitalul TBC, este undeva la 880 și ceva de mii de euro. Am mers acolo cu ea și am spus că ne dorim să o plătim în două tranșe, prima până la sfârșitul anului, cealaltă după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017. În schimb, congregația, ținând cont că ea se întâlnește în Italia, la Roma, o dată pe lună, nu are acordul asupra sumei. Ultima sumă vehiculată, știți și dumneavoastră, din conferința de presă, s-a ajunsese la 950.000. În momentul de față, noi nu mai putem pe lege sări mai mult de 880.000 de euro. Și atunci încercăm soluții sau să găsească modalitatea în care ajungem la această sumă. Și sper că le-am trimis o propunere de-a noastră și așteptăm răspuns de la ei, astfel încât să ne întâlnim și a doua oară și sper că până la sfârșitul anului să avem un răspuns foarte clar cum vom proceda cu el. Noi avem și planul B. Noi avem și planul B, poftim? Propunerea care ați trimis-o e pe 800.000 sau pe 880? Maxim. Nu. Propunerea noastră e să fie sub prețul de 880.000, nu foarte mult ca să ajungem la o concluzie, să o plătim în două tranșe, pentru că, făcut un calcul matematic foarte simplu, în maxim 5-6 ani de zile, noi cam ne-am cumpărat efectiv din chirie această clădire. În schimb, dacă congregația nu dorește vânzarea ei sau ține foarte mult la preț, avem și planul B. Adică de relocarea spitalului, noi mai avem și un teren acolo și să vedem dacă ei vor reuși să vândă acea clădire. E, știți și dumneavoastră foarte bine, e o clădire cu probleme, e un spital TBC, ea trebuie pusă în funcțiune pe o anumită strategie de reamenajare, de dezinfectare și așa mai departe. Eu zic că cea mai bună soluție, presupun că din cele două expertize 880.000 de euro este, din punct de vedere, în momentul de față, al cererii și ofertei pe piața imobiliară, este un preț corect. Și ne dorim, până la urmă, să intrăm în legalitate, pentru că oamenii aia n-ar trebui să sufere, ci ar trebui să ne canalizăm pe acest lucru și să rezolvăm, până la urmă, partea de proprietate a acestei clădiri. Și varianta de rezervă e în oraș sau la marginea orașului? E spre marginea orașului. Avem o clădire pregătită pentru a reloca dacă nu ajungem la... Dar eu sper că au înțelepciunea, ținând că este o congregație catolică, să ne gândim la binele oamenilor și să fim deschiși pentru a ajunge la un preț corect. Doamne, ajută, amin. Mai rămâne să spuneți. Mie îmi pare rău că tot tărăgânăm. Au fost tărăgânate acest subiect. Și îmi pare rău că sunt date scadente, exact cum a spus și colegul dumneavoastră, pentru că în mai 2017 se încheie acea hotărâre de guvern, nu trebuia să ne închirieze. Dar eu sper că până atunci vom rezolva respectiva speță.